Unde copii vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Elisei ajută o femeie amabilă. Textul de memorat îl găsim în Luca, capitolul 6, cu versetul 38. Dați și vi se va da. Dar înainte să începem povestioara noastră, haideți să împreunăm mânuțele și să ne rugăm. Iubitul nostru Tată, îți mulțumim pentru povestirile biblice. Te iubim! Amin! Elisei a fost unul dintre ajutoarele lui Isus. El a mers în multe locuri pentru a le povesti oamenilor despre Isus. În călătoriile sale, mergea deseori pe același drum. O femeie amabilă și soțul ei locuiau pe drumul acela. Ei îl iubeau pe Isus și știau că Elisei este prietenul lui. Când Elisei trecea pe lângă casa ei, femeia îl invita să se odihnească și dădea mâncare bună. Elisei vine adesea pe aici, spuse femeia către soțul ei. De ce nu facem o cameră specială pentru el? Așa că au amenajat o cameră pentru ca Elisei să doarmă în ea. Cum credeți că au amenajat camera? Încăparea era atât de drăguță și de confortabilă. Lui Elisei i-a plăcut tare mult. Elisei voia să facă ceva frumos pentru soții care fuseseră atât de amabili cu el. El le-a trimis pe slujitorul său, Gehazi, să întrebe ce și-ar dori femeia. Gehazi a ascultat și a mers să vorbească cu ea, dar femeia a spus că nu are nevoie de nimic. Atunci, Gehazi a avut o idee. Ei nu au copii, a spus Gehazi lui Elisei. Cred că le-ar plăcea să aibă un băiat. Lui Elisei a plăcut mult această idee. Peste exact un an, Isus îți va dărui un băiețel, i-a spus Elisei femeii. Și Isus a făcut așa cum spusese Elisei. Băiețelul a crescut. Când s-a făcut suficient de mare, a ieșit la câmp cu tatălui ca să muncească. Micuțul se distra de minune. Brusc, i s-a făcut foarte rău. Duceți-l pe băiețel acasă, a poruncit tatăl unui servitor. Slujitorul s-a grăbit spre casă cu băiețelul în brațe. Mama a luat băiețelul, a făcut tot ce a putut pentru a-l ajuta, dar el se simțea din ce în ce mai slăbit. Ce lucru trist s-a întâmplat apoi? Haideți să citim în Doi Împărați, capitolul 4, cu versetul 20. Slujitorul l-a luat și l-a dus la mama sa și copilul a stat pe genunchii mamei sale până la amiază și apoi a murit. Mama era foarte tristă, dar i-a venit o idee. A încălecat pe măcar și a mers cât de repede a putut până la Elisei. Băiatul meu are o problemă. Vino repede, a strigat ea către Elisei. Elisei s-a întors cu femeia la casa ei. Băiețelul era întins pe pat. Elisei a început să se roage. La început nu s-a întâmplat nimic, dar Elisei nu a renunțat. Știa că Isus îl poate învia pe băiat. Elisei a continuat să se roage. Atunci s-a întâmplat o minune. Băiețelul s-a ridicat și a strântat. Ha-tiu! Apoi a strântat iar. Ha-tiu! În total a strântat de 7 ori. Isus îl înviase pe băiețel. Ia-ți fiul, i-a spus Elisei femeii. Mama era atât de fericită. Tatăl, servitorii și toți ceilalți erau foarte fericiți. Trăim într-o lume foarte tristă. Uneori copiii mor, la fel ca băiețelul din povestea noastră. Dar există o veste bună. Când va veni Isus, El îi va învia pe băieții și pe fetițele care l-au iubit și care au murit. El îi va aduce din nou la viață. Nu-i așa că acest lucru îi ne bucură? Ați dori să-i mulțumiți lui Isus acum? Haideți să împreunăm mânuțele și să ne rugăm. Îți mulțumim, iubitul nostru Tată, că prin Isus ai înviat pe băiețelul din povestea noastră. Te rog să te întorci la noi cât mai curând. Te iubim! Amin! Colțul părinților. Chiar când sunt destul de mici, copiii observă dacă părinții arată că cuvântul lui Dumnezeu nu este călăuza și sfătuitorul lor, dacă ei desconsideră solia adusă lor. Același spirit, indiferent de nu-mi pasă, vei avea propria cale, va fi manifestat de copii. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!